Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru mare, Dumnezeul nostru care face minuni în mijlocul nostru, slăvit să fie numele Domnului. Ne bucurăm de ceea ce a vindecat Dumnezeu și astăzi și sunt convins că Dumnezeul nostru e aici, prezent, se plimbă de la inimă la inimă și aduce binecuvântare după binecuvântare, glorie Domnului. Niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu ne spune că nu este lipsit de putere. Dumnezeul nostru este plin de putere, slăvit să fie Domnul. De aceea, salmistul ne spune că oamenii nu pot face răscumpărarea sufletelor. Ceea ce o face Dumnezeu e singurul Fiul Său, slăvit să fie numele Domnului. Răscumpărarea a venit prin Fiul Său, fiindcă atât de mult ne-a iubit Dumnezeu și a iubit lumea, că a dat ce-a avut mai scump pentru mine, pentru tine, pentru cei care ne aud de departe sau de aproape. Dumnezeu în dimineața aceasta face minuni și prin ceea ce a transmis în dimineața aceasta. Aici sunt atâtea suflete numite, bolnavi în sufletele lor, oameni care și-au pierdut nădejdea, familii care și-au pierdut nădejdea, lucruri care ard ca într-un cuptor de foc. Și dimineața aceasta, împăratul împăraților, Domnul domnilor, să vă atinge, va elibera de orice boală sufletească. Boala sufletească e mai rea ca și cea a trupului. Pentru că spune Domnul Iisus Hristos, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea întreagă? Chiar dacă ai fost vindecat în dimineața aceasta, poate că nu s-ar folosi la nimic dacă îți pierzi sufletul. Dumnezeu în dimineața aceasta se atinge de aceste suflete. Eliberează, vindecă, aduce eliberare și putere. Dumnezeul nostru este Dumnezeu al speranțelor. Dumnezeu care poate schimba omul. Oamenii au vrut să schimbe omul și caută să schimbe, dar nu poate. Dumnezeu poate. Și vedeți și după masa aceasta, veți vedea cum Dumnezeu schimbă atâtea suflete, slăvit să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm și să spunem, Doamne, lucrează cu mână puternică în mijlocul nostru, cu braț puternic, Tu ești un Dumnezeu care poți totul, de ochii Tăi, nimic nu este ascuns. În urma rugăciunii, fratele păstor Vladimir va ridica acest săculeț în numele Domnului și se va ruga ca Dumnezeu să aducă eliberare și vindecare sufletească. Amin. Pentru că ești Dumnezeul nostru, pentru că Tu ești pacea noastră, pentru că Tu ești viața și vindecarea noastră. În numele Domnului Iisus Hristos ne închinăm înaintea Ta. Te binecuvântăm, te preamărim, Dumnezeule mare și sfânt. Tu ești Dumnezeul nostru. Tu ești Dumnezeul puterii noastre. Pentru cei care au trimis bilet, pentru cei, Doamne, care l-au scris pe videoproiector, mă rog în această dimineață, Doamne Dumnezeule, mântuiește. Mântuiește familiile, mântuiește, întregește, fie anul întregirii, Doamne. Te rog, citește-le Tu în dimineața aceasta. Te rog, citește-le Tu. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Ne-am pus, Doamne, speranțe în locul acesta. Ne-am pus inima părinților, ne-am pus inima soțului, soției, ne-am pus inima copiilor aici. Doamne Dumnezeule, fratele, surori, colegilor noștri, în numele Domnului Iisus Hristos, te rog, lucrează, Doamne, dă viață, dă vindecare. Dă putere, dă înțelepciune, Doamne Dumnezeule. Te rog în această dimineață, Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Ia minte la strigătele noastre. Ești Dumnezeul nostru care ne dai putere, Doamne. Te rog în numele Lui Iisus Hristos. Lucrează, Doamne. Ia minte, Doamne. Iartă, Doamne, pentru cei legați de lanțurile diavolului. Te rog, Doamne, dezleagă. Pentru cei loviți, te rog, Doamne, ridică-i. Pentru cei ce au părăsit calea Ta și poate au cunoscut-o cândva, Dumnezeule, și au fost pe cale, te rog, Doamne, pune-le din nou piciorul pe stângă, pune-le piciorul pe cale, Doamne.
îți leagă de orice duh legat de diavolul, Doamne, orice lucrare a satanei. Nu îi lăsa, te rog, Iisuse Hristos, ascultă rugăciunea copiilor, ascultă rugăciunea părinților, ascultă rugăciunea fraților, surorilor, colegilor, Doamne. Ne rugăm în această dimineață ca Tu să lucrezi. Lucrează, Doamne, ascultă, Doamne, rugăciunea noastră. Din cerul Tău strigăm la Tine, te rugăm, Iisuse Hristos. Eliberează-i Tu și dă-le biruinți. Mă rog, Doamne, ca Tu să lucrezi. Mă rog ca numele Tău să fie mare și puternic în viața noastră, Doamne. Nu vrem să ne mai închinăm singuri. Te rog, Doamne, lucrează. Te rog, Dumnezeule, vrem să vedem minuni. Și o minune aceasta este ca să-i vedem pe cei nemântuiți, prietenii, colegii, cei din familie noastră, că strigă înaintea unui Dumnezeu mare și sfânt. Și asta e o schimbare pe care numai Tu o poți face. Noi nu putem să facem ca biserică. Mulțumim pentru cei ce s-au botezat, pentru cei ce se botează, Doamne. Pentru cei ce rămân copiii Tăi, Doamne, Te rugăm în această dimineață. Lucrează, Doamne. Slăvi să fie numele Tău și preamări să fie numele Tău. În numele Domnului Iisus Hristos, Te rog, Doamne, fii slăvit. Ascultă, Doamne, rugăciunea noastră. Strigăm pentru soț, soție, strigăm pentru părinți, pentru copii, pentru frați și surori, pentru colegi și prieteni, pentru vecini. Strigăm pentru ei, Doamne, pentru că noi nu-i putem mântui, numai Tu-i poți mântui, Doamne. Să nu se încreadă în bogății și în tinerețe și în diplome, să nu se încreadă, Doamne, oameni, ci să se încreadă în Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea noastră. Doamne Dumnezeule, ne-ai promis că în anul 2013 vei face minuni cu noi. O cea mai mare minune care poți face cu noi este să ne mântuiești viața, Doamne. Nouă și celor dragi ai noștri, te rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Fie, Doamne, anul întregirii familiei, anul acesta. Fie anul întregirii relațiilor, Doamne, când împreună cu cei dragi ai noștri să strigăm la Tine. Doamne, te rugăm, ascultă rugăciunea noastră. Depărtează orice duh străin și poruncim diavolului să plece din casele noastre, din viața noastră, lângă prietenii noștri, Doamne. Pentru că noi vrem să Te slujim pe Tine din toată inima noastră, Doamne. Pentru cei care au părăsit calea, Te rog, dă-le putere să se pună din nou pe drumul mântuirii, Doamne. Pentru cei ce Te-au cunoscut și acum s-au depărtat de Tine, apropie iarăși de Tine, Doamne Iisuse Hristoase. Pentru cei legați de tot felul de duhuri, de blesteme, Te rog, dezleagă în dimineața aceasta. Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, lucrează răscumpărare noi în toți. Și îți mulțumim pentru că Tu asculți rugăciunea noastră, pentru că Te-a rugat în numele Celui pe care Tu nu-L refuzi niciodată. Iisus Hristos, Domnul nostru, bucuria noastră și puterea noastră. Slăvit să fii Tu pentru că ne-ai ascultat rugăciunea dimineața aceasta. Amin. Vreau să vă mulțumesc pentru toată dragostea voastră din punct de vedere financiar și anul acesta. A fost o mai mult decât o binecuvântare să putem să începem deosebit, să știm că avem atâtea proiecte pe care vreți să le ducem în față. Mulțumesc bisericii pentru jertfa voastră exemplară din punct de vedere financiar. A vrea să cântăm o cântare și să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie pentru lucrarea pe care o desfășurăm înaintea voastră și înaintea Lui Dumnezeu în primul rând. Cântăm Domnului, ne pregătim să ascultăm Cuvântul Sfânt. Acum din toată inima dăruim în timp ce cântăm. Amin. Ce am găsit-o, Doamne, în Tine. Mă-ntreb ce-aș fi fără de Tine în viața aceasta de suspin. Credința, pacea, dragostea, ești fericirea mea. La calvar păcatul mi-e șters, la calvar eu har primesc, la calvar mântuire am în dar. Îți mulțumesc, Iisus, pentru Tu-i
să-ți răsplătesc iubirea ta. Dar vom să spun la toți Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, căci a Ta și puterea și această dimineață de bobotează, haideți să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, în capitolul 3, de unde vom citi de la versetul 13 la versetul 17. Evanghelia după Matei, capitolul 3, de la versetul 13, citim cuvântul lui Dumnezeu, 6 ianuarie 2013, Biserica Sfânta Treime Beiuș, Sala Cireșare, ne-am adunat împreună și haide să ascultăm cuvântul Domnului. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus a zis, lasă-mă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Știți că e foarte ușor să predici în dimineața de bobotează, când știi că seara e botez. Pentru că dintr-o dată ne dăm seama ce frumos este să putem să punem în practică cuvântul lui Dumnezeu. Slăviți să fie El! Amin. Și cum spuneam în rugăciune, eu nu cred că e prea mult ca Dumnezeu să ne dăruiască în fiecare lună câte un botez. Amin! Amin. Dragilor, unul dintre lucrurile pe care vreau să le înțelegeți chiar de la începutul acestei predici, că Domnul Iisus Hristos n-a avut multă vreme ca să ne învețe cum să trăim. Doar 3 ani și jumătate pe pământul acesta ne-a lăsat un exemplu deosebit. Dacă vă gândiți ca părinți, dacă vă gândiți ca și soție, Dumnezeu ne lasă la dispoziție ani de zile ca să aducem în fața celor dragi ai noștri un exemplu de trăire. Hristos n-a avut atâta timp. Facem facultăți, 20 și ceva de ani tot în școală suntem și tot nu învățăm. Iisus a venit și a spus, am 3 ani la dispoziție. În 3 ani de zile trebuie ca să, nu numai ca să vă vestesc Evanghelia, ci și să priviți la ceea ce am făcut eu. Adică Iisus nu era genul acesta ca să predice și apoi de împlinit. Adică El nu știa ce știm noi. Ca să faci ce zice popa și să nu faci ce face popa. Nu știa asta. Nici nu știu din ce Biblie adusă. N-am reușit să o găsesc în Biblie la noi. Poate că e de la noi, de la români de undeva. Dar probabil că 100% Iisus nici nu s-a gândit vreodată la asta. Pentru că spunea la un moment dat că cine m-a văzut pe mine, zice, a văzut pe Tatăl. Și a mai zis ceva Pavel frumos. A zis, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui. Și Petru spunea același lucru, că el nu ne-a lăsat altceva decât o pildă, adică un exemplu de trăire. Ne întrebăm cum trebuie să trăim pe pământul acesta. Nu ca și papa de la Roma, vă spun cinstit.
Va trebui să trăim ca și Iisus. Deși și Sfântul Părinte de la Vatican este un exemplu de trăire pentru noi. Dar inima noastră și sufletul nostru și mintea noastră trebuie să fie cantonate în Iisus Hristos. Dragilor, El n-a zis niciodată, cum zic ofițerii români, noi am pierdut o grămadă de războaie. Știți ce cauză? Pentru că ne-am trimis soldați în față. Numai românii și rușii au comanda aceasta înainte marș. Adică îi trimis părăcani să moară ei. La noi nu mor ofițerii, numai rar. Armata izraeliană cucerește războaie pentru că iau porunca aceasta, generalilor, după mine. Iisus Hristos n-a poruncit ca un pașă și a spus, voi să țineți, că eu o să vă spun mai mult teoretic, dar practic o să faceți voi. Și Iisus Hristos ne-a dat o pildă practică de trăire pe pământul acesta. Cum am trăit eu în lumea aceasta, spune Biblia, cuvântul Dumnezeu că a spus El, așa trebuie să trăiți și voi. Vedeți, oamenii trăiesc cum vor astăzi, pentru că de fapt autoritatea ultimă din viața lor finală nu-i cuvântul lui Dumnezeu. Sunt doar patru autorități în viață atunci când vorbim despre creștinism, autorități finale, pe care oamenii le folosesc. Există oameni, să știți, care au ca autoritate finală biserica. Aceștia sunt cei din bisericile istorice, Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică. Vreau să fiu foarte cinstit și să spun ceea ce... Ce spune biserica aia e baza noastră? Nu, pe noi nu-i mai interesează altceva. Nu contează că dacă spune ceva e după Biblie sau dacă spune ceva după Biblie, pe tradiție. Noi spunem ceea ce spune biserica. Aceasta, Sfântul Părinte de la Vatican vorbește ex catedra, ce spune lui Sfânt, poate să spună orice ce nu-i scris în Biblie, pentru că noi credem ce spune Sfântul Părinte. Aceasta, oamenii aceștia au ca ultima autoritate biserica. Un fel de crede și nu cerceta. Dacă a spus biserica așa, devine literă de lege. Unii au ca autoritate finală în viață experiența umană. Sunt foarte multe biserici penticostale și carismatice aici în privința aceasta. Care, sunt oameni care spun în felul următor. Domnule, zice, eu știu că scrie în Biblie așa, dar eu am simțit lucrurile astea. Vă rog să fiți atenți pericolul cel mare. Eu așa am văzut, eu așa am trăit. Omule, acestea sunt experiențe subiective. Ți se pot întâmpla ție, dar ce ți s-a întâmplat ție nu poate să fie lege pentru noi, pentru ceilalți. Credem în ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine? Credem în experiențele și în visele pe care le-ai avut? În teleportările tale? Credem în prorociile pe care le-ai avut? Dar vreau să vă spun că toate aceste lucruri nu pot deveni lege pentru Biserica lui Dumnezeu, pentru că sunt experiențele tale subiective. Nu-mi pasă ce spune Scriptura, eu știu ceea ce simt. E periculos. Foarte periculos. A treia autoritate la care oamenii fac apel, autoritate finală, unii oameni, raționamentul uman. Uitați-vă, vă rog frumos, la bisericile protestante. Bisericile din Austria, din Germania, de unde vreți, din vest. Toate sunt nimicite astăzi pentru că au apelat ca ultimă finalitate la raționamentul uman. Și au spus în felul următor, Biblia este adevărată acolo unde o înțeleg eu. Deci noi trebuie să filtrăm prin minte tot, au spus, e foarte periculos să coborâți cuvântul de la minte la inimă. Ce se poate înțelege cu capul trăim, ce nu se poate înțelege cu mintea nu trăim, că n-are rost. Înseamnă că e ceva ce ne scapă. Toată ziua filtrează Biblia prin mintea lor. Ori mintea noastră, iubiților, e tare mărginită. Tare mărginită. Există oameni, din păcate sunt cei mai puțini, care apelează ca primă și ultimă autoritate la cartea aceasta. La cartea aceasta. Ori atunci când noi trăim ceva aici în biserica noastră, în Biserica Sfântă Treime, noi trebuie tot ce trăim noi să filtrăm prin cartea aceasta. Sunteți aici prieteni ai noștri care ați venit împreună cu familiile dumneavoastră. Sau ați venit acum pentru că mai veniți din când în când la Bobotează la noi. Noi ne numim sau alții ne numesc pe noi pocăiți. Vreau să vă spun că pocăința nu e numai pentru penticostali. Pocăința se cere la ortodox și la catolici. Vă rog frumos pentru cei ce ați venit la noi la biserică. Dacă veți vedea că oamenii din biserica aceasta nu trăiesc după cartea aceasta, să veniți și să spuneți și să nu mai veniți niciodată aici. Noi nu avem altă autoritate decât cartea aceasta, pentru că aceasta e lăsată de Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, ce Iisus Hristos a văzut pe Tatăl. Noi trăim cum a trăit Iisus Hristos. Trei lucruri pe care Domnul... E un lucru foarte ciudat. Cei care învață copiii la școala duminicală știu, de exemplu, că dacă nu mă spun un anumit lucru, îl țin minte cam 50%. Sau 40%. Din predicile mele cam mergeți cu 10% acasă. Dacă, de exemplu, nu numai că auziți, ci și vedeți, cam 50%. Dacă cineva care vă explică și face în fața dumneavoastră, țineți 90% minte. Deci dacă cineva vă spune, și face.
Ori Iisus a dat seama de fapt că El lucrează cu noi, trebuie să lucreze cu noi în felul următor. Nu numai să spună, asta e predica, ci uitați. O întrebare simplă. Avea nevoie să se boteze El? Nu. Pentru cine s-a botezat? Pentru noi sau pentru El? Pentru noi. Cum am făcut eu, zice Iisus? Nu m-am botezat într-un degetar cu apă, nu m-am botezat cu... nu m-a stropit nimeni, am venit la Iordan. Și haideți să vedem trei lucruri importante pe care le-a făcut Hristos și obligatorii trebuie să le facă biserica noastră. Urmându-ne învățătorul, trei lucruri importante în dimineața aceasta. Și primul dintre ele, botezul, slăviți să fie Domnul. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 150 de kilometri pe jos, dacă vă interesează distanța. 150 de kilometri pe jos să mă duc să mă botez în apele tulburi și reci ale Iordanului. Era undeva prin aprilie. De multe ori nu facem nici cel mai mic efort. Mă întreabă mult dacă e caldă apa. Căldicică, ca voi. Nici caldă, nici rece. Un ceai. Cunosc frați și am avut ocazia să stau de vorbă cu ei, încă mai sunt în viață o parte dintre ei care mi-au spus în felul următor. Pastorul când m-a botezat a venit cu securea. Am plecat amândoi, pastorul a făcut o copcă în gheață cu securea și m-a băgat în copca respectivă. N-o să uit niciodată, era bobotează, zice, și era un ger afară de minus 20 de grade. Când am ieșit, erau toate hainele înghețate pe mine. Eram cel mai fericit om de sub soare. S-a mirat Ioan când l-a văzut pe Iisus Hristos. S-a mirat. Era o verde, dar nu pentru asta se cunoșteau. A fost revelație divină și și-a strigat Ioan când l-a văzut pe Iisus. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Asta nu ți-o spune neamul, ruda. Asta ce spune Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii acesteia. Era mărturia unui cuget curat când s-a coborât Hristos la Iordan. Și vă garantez, sunt o grămadă de români care merg și se botează în Iordan. Vă garantez că niciun cuget mai curat ca a lui nu s-a coborât vreodată la apa Iordanului, slăviți să fie Domnul. În dimineața aceea sau în după masa aceea ce-o fi fost, vă garantez din toată inima că cel mai pur om din universul acesta s-a coborât în apa Iordanului. Și șase se sfințește apa. Eu cred că atunci a sfințit-o el, slăviți să fie Domnul. Abia atunci și numai atunci. Ce trebuie să faci ca să te botezi? Să recunoști că ești păcătos. Să recunoști că ești păcătos, ăsta e primul lucru. Să crezi în Iisus Hristos. Spune Domnul Iisus Hristos așa de frumos în Fapte 16, spune Sfânta Scriptură, Domnule, ce să fac? A întrebat temnicerul. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Iisus Hristos, să crezi în El. Și să te întorci din păcat. Adică trebuie să fim botezați, trebuie să fim botezați ca și Hristos. S-a coborât în Iordan și a fost scufundat în apele Iordanului. A fost băgat în apă, s-a ridicat din apă, a fost prin scufundare. În al doilea rând, a venit la vârsta aceea în care a înțeles lucrul acesta. Este foarte important să pricepem, el a fost dus la templu, la câteva zile de la naștere, așa cum ducem noi copiii aici la binecuvântare sau în bisericile istorice, îi duc la botez. Și el a fost dus la templu, putea să spună, am fost când am fost mic, ce nevoie mai să mă mai duc acum când sunt mare. Nu, fraților, deși fără păcat, deși a trăit atât de frumos pe pământul acesta, zice, lasă-mă, Ioane, că trebuie să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Nu pentru mine, ci pentru voi. Ca voi să vedeți. Eu v-am dat o pildă ca ceea ce fac eu să faceți și voi, slăviți să fie Domnul. Și a zis, haidem la apa botezului. Și Ioan a strigat, dar eu nu te pot boteza pe tine, că tu ești prea sfânt pentru ca să te botez eu. Asta e o mică paranteză pentru cei care consideră, de exemplu, că cei care dau, domnule, ce n-am mai luat cina de mult, de ăla s-o iau. Voi n-aveți treabă cu preoții și cu pastorii. Voi de la Dumnezeu luați ce luați, slăviți să fie Domnul. Păi vă dați seama, Iisus a dat pe mâna lui Ioan Botezătorul. Îmi veți spune că a fost sfânt. Dar vă rog frumos, nu-l comparați pe Ioan Botezătorul cu mine, comparați-l cu Iisus. Și veți vedea cât de sfânt a fost. Iubiților, adică va trebui ca să înțelegeți că e atâta bucurie și botezul nu este un lucru de apucat. Este cea mai frumoasă sărbătoare a vieții unui om. Pentru că atunci când o dată pe an avem vârsta aceasta de naștere pe care o sărbătorim, atunci înțelegem când ne-a născut. Toată lumea ne întreabă câți ani ai.
Dar când te-ai botezat, înțelegi de ce te-ai născut. Atunci este o semnificație aparte. Înțelegi de ce trăiești pe pământul acesta. Nu trebuie să-l privim botezul ca un lucru de apucat. Mi-am adus aminte despre Carol cel Mare, despre împăratul Carol cel Mare, când la un moment dat a hotărât el că avea soție și asta credincioasă și a hotărât și el să fie creștin și a vrut să supună imperiul, tot imperiul roman să-l treacă din toată inima la creștinism, să-i bată pe alții. S-a apucat cu saxonii la un moment dat la bătaie și a luat un... Ce a făcut cu ei? Îi boteza și atunci le-a spus ca să vină tot mai mulți păgâni la botez, măi, care se botează? Vă dăm o cămașă albă care să vă boteza și vă dăm vouă. Vă dați seama ce impact a avut. La care a hotărât la un moment dat atâția a botezat saxoni că n-a mai avut cămăși albe și la un moment dat a găsit una galbenă pentru unul și a dat o cămașă galbenă. S-a uitat omul ăsta la cămașă și a zis în felul ăsta. Deci chiar în istorie scrie asta. Zice, eu zice, m-am botezat până amul de 20 de ori. Am 20 de cămăși albe acasă, zice. Religia asta, să știți că nu-mi place, că am impresia că e ieftină dacă dă cămăși galbene. Adică orice religie din aceasta care zice, a, botezul, ce ai făcut? Oameni buni, oameni buni, botezul nu e extracție de masă. Botezul nu e un lucru pe care îl facem și noi și ieșim pe ușa asta afară, ne scuturăm, știți, de apă și pe ceea ce ai fost botezat, da, și eu și tu. Foarte bine. Biblia zice că probabil noi știm asta în interiorul nostru, că e cel mai important act al vieții noastre. În momentul în care tu ai spus în fața norului de martori de sus din cer, păi vă dați seama că se uită la noi Pavel, Avram, Isaac, Iacov. Când te botezi, se uită Dumnezeu. Sfânta Treime tot e acolo. Frații. Și tu vii și spui lângă Iisus Hristos până la moarte. Voi trăi ca și Iisus. Voi înțelegeți ce ziceți? Voi înțelegeți ce a zis? Ce cămăși albe aici? Ce cămăși galbene? Cum adică, nu știu, dumneavoastră știți cât de important este botezul? Românii nu știu. Pentru că în România la botez se dau flori. În Nepal se dă 2 ani de pușcărie pentru botez. În China te omoară. Dacă îi întrebi pe ei cum e cu botezul, spun altfel. Credeți asta? Te-au prins că te-ai botezat, te-au împușcat. Botezul e altfel. La noi se fac fotografii, acolo nu se face nicio fotografie, pentru că e prea periculos. Vă garantez că n-au apă caldă, vă garantez că n-au pastori și nici coruri lângă ei. Se botează unii pe alții. Pe mine m-a botezat el, eu te botez pe tine. Acolo nu mai merge cu sacerdoții, cu preoți. Vă dați seama, așa, ne ducem noi acum îmbrăcați la haine, pastorii pentecostali la costum. Nici să vă botezăm. Un preot ortodox, ce ar face în China? Nimic, ce să facă? S-au uitat toți la el. Nu uitați că Iisus Hristos spune, cu botezul se începe lucrarea. Din clipa aceea a început să muncească. Să nu uitați că din ziua aceea a muncit spiritual, din ziua în care s-a botezat, cu cine a făcut cunoștință prima dată când a ieșit din apa botezului? Cu cine? Satana. Din cer s-a auzit un glas. Acesta este fiul meu prea iubit. Dumnezeu nu te recunoaște ca fiu până nu te botezi. Punct. Dumnezeu nu te recunoaște ca fiu până nu te botezi. Când a ieșit din apă, a auzit glasul ceresc. Acesta este fiul meu prea iubit în care îngăsesc toată plăcerea mea. Și din apă cine l-a așteptat pe mal? Nu flori, ci diavolul, spune că 40 de zile l-a hărțuit. În momentul în care te-ai botezat, faci cunoștință cu Dumnezeu și cu diavolul. Ți-ai câștigat cel mai mare prieten din univers pe Dumnezeu și tovarăș, dar ți-ai câștigat cel mai puternic inamic din univers, pe Satana. Pentru că în clipa în care ai spus, da, Doamne, declar război iadului și iadul va riposta. Dar să nu-ți fie frică, pentru că spune Iisus Hristos, vouă ca fii, m-am pregătit și n-am pregătit pentru nimeni în lumea aceasta. Vă dau putere peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Credeți asta? Slăviți să fie Domnul, să nu vă fie frică de Satana, să vă fie frică de voi. Voi vă puteți murdări haina, nu diavolul. Te recunoaște Dumnezeu în familia Lui doar la botez. Acesta este fiul meu, intri în marea familie a lui Iisus Hristos.
Te recunoaște tata că ești fiul lui, slăvit să fie Domnul. Biserica asta trebuie să înțeleagă. Povestea un coleg de-a meu că a venit un om să pună amplificarea la ei în biserică. Tot a pus pe cablu pe acolo. Numai zice, l-am auzit toată că era pe un zid. Numai l-am auzit buș, cu o căzătură. Unde o căzut? Direct în baptistier. O venit de acolo tot lovit. Zice, întrebare. După ce, la ce zice folosiți voi o cadă de baie, zice, biserică? O, popor creștin, m-am gândit. Oare la ce am putea folosi o cadă de baie în biserică? La ce ar trebui biserica creștină să aibă baptistier? De ce o are cel mai nefolosit lucru din biserică, baptistierul, la ora actuală? Și am văzut baptistiere mari. Am fost odată într-o biserică, erau atâția oameni că n-am mai știut unde să-i bage. În spatele meu era un baptistier, cameră mare, nefolosit, paianjeni. 70 băgat în el. Stăteau toți așa ca sardelele în picioare, în baptistier. A fost folosit atunci pentru prima dată bine. Iubiților, mă rog din toată inima ca să faceți, ca Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți cât de important este botezul. Să vă doriți botezul, să-l faceți pentru că l-a făcut Hristos, pentru că ne-a spus cum l-a făcut, pentru că a venit și l-a cerut, pentru că și-a dorit să facă lucrul acesta pentru noi, pentru că a zis, așa se face, așa se cade, să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Te botezi când? Când înțelegi ce faci. Tu nu te poți boteza când nu înțelegi ce faci. Nu te pot boteza alții. Pentru că tu spui în crezul tău după aceea, eu mărturisesc un botez. Nu nașa ta trebuie să-l mărturisească pentru tine. Tu trebuie. Tu. Și trebuie să fii la vârsta în care înțelegi. Mă vei întreba care e vârsta aceasta? Nu știu. Când aveam acasă copii care la 18 ani nu înțeleg nimic. Deci, maturitatea trupului nu e tot una cu maturitatea minții și a sufletului. Când vei înțelege ce ți se întâmplă, atunci te vei boteza, amin. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facă biserica este să se boteze, pentru că Iisus Hristos ne-a trasat o pildă, ne-a spus clar ce trebuie să facem, a făcut-o cu exemplul lui personal. Și atunci când Iisus Hristos face lucrul acesta personal și ne dă exemplu, obligatoriu trebuie să-l facem. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facă biserica, pentru că l-a făcut Hristos, ne-a arătat o cale și ne obligă să facem lucrul acesta, e ceva ce nu o să vă placă. Spălarea picioarelor. Ioan, capitolul 13. Să nu uitați ce am spus la începutul predicii, că sunt unele biserici care se iau după ce-or gândit, altele se iau după ce tradiții au. Am spus de la bun început că noi ne luăm după Biblie. Ne luăm după Biblie. Și în Biblie spune în Ioan, în capitolul 13, că înainte de a muri Iisus Hristos cu câteva ore, s-a dus în odaia de sus ca să ia cina și să se împărtășească cu ucenicii, să mănânce mielul de Paști. Și imediat după ce au mâncat mielul de Paști înaintea cinei Domnului, Iisus Hristos, spune Biblia, că s-a ridicat de la masă, a luat un lighean, s-a încins cu un ștergar, a pus apă în lighean, după care a zis către ucenici, veniți să vă spăl picioarele la fiecare dintre voi. Este ceva interesant pentru că Petru nu vrea ca să fie spălat pe picioare. Dar nu uitați un lucru, dacă Petru nu se lasă spălat pe picioare, nici Ioan nu vrea să-l boteze. Pentru că există o lege. Tot ceea ce vrea să facă Dumnezeu cu noi este împiedicat aproape tot din mintea noastră. Noi suntem aia care nu lăsăm pe Hristos să lucreze în viața noastră plenară. Știți ce spune Iisus? Vă dau o poruncă nouă. Adică, zice Domnul, mandatum novum dovobis. Adică vă dau ceva nou, cum zic latinii. Poruncă nouă, când e poruncă nouă, înseamnă că înainte n-a fost. Dar după trebuie să fie. Vă dau o poruncă nouă. Cum v-am spălat eu vouă picioarele, așa trebuie să vă spălați și voi picioarele unii altora. Băgați de seamă că Iisus Hristos n-a zis așa. Ați înțeles ideea?
S-a plecat. N-a venit să spună, e un gest doar. Pentru că cine dă cu spălarea picioarelor de pământ ca și lucrare clară în trupul Hristos, nici nu trebuie să se boteze. Pentru că înseamnă că nu tot ce face Iisus Hristos e important. Vă rog să fiți atenți ce zic. Pe mine nu mă interesează ce zic jumate din bisericile pentecostale. De-aia nu mai pot eu, pentru că o grămadă după visele lungi care fondate. Pe mine mă interesează ce spune Biblia. Biblia zice că ferice de voi dacă faceți spălarea picioarelor. Și eu vreau să fiți fericiți în 2013. Eu vreau să fiți fericiți în 2013. Eu nu pot să nu vă spun că Biblia obligă. În limba greacă cuvântul este ufloi. În engleză, dacă citiți acasă traducerea din Ioan 13, veți vedea că el, Cornilescu, dă cu stângul în dreptul când zice cuvântul dator și voi sunteți datori. Nu-i cuvântul, nu-i dator. E must, trebuie, obligated, obligați. Înțelegeți ce zic? Nu că dacă vreți, cine vrea, biserice în Timișoara să nu fac sau nu știu de pe unde, din Zăbrani. Dacă vrea biserica din Beiuș să facă. Eu știu la ce mă expumă, fraților. Dumneavoastră știți că biserica pentecostală a fost cea mai lovită din cauza spălării picioarelor? Nu știu ce fac, zice ăștia acolo. Zice că se spală. Sting lumină. Fac băi. Ce culigheanu după ei toată ziua. Oameni buni. Oameni buni. Asta numai prostia pură poate ca să vorbească așa. Dumneavoastră știți că există biserici ortodoxe care fac spălarea picioarelor? Dumneavoastră știți că biserica romano-catolică face spălarea picioarelor? Dumneavoastră știți că papa spală picioarele cardinalilor? Dumneavoastră știți că biserica greco-catolică face spălarea picioarelor? O grămadă de preoți fac treaba asta? Dumneavoastră știți că Augustin, fericitul sau Sfântul Augustin, cu vremea noastră, a poruncit acest lucru? Dumneavoastră știți că conciliul de la Toledo, 629, dacă nu mă înșel, nu, 694, a promulgat ideea spălării picioarelor. Sute de episcopi adunați împreună au spus, acesta e cuvântul lui Dumnezeu, că n-are nevoie să fie desfințat de vreunul dintre noi. Dumneavoastră știți că frații menoniți fac spălarea picioarelor, frații moravieni, alu Țițendorf, a făcut spălarea picioarelor ani de zile și o fac și astăzi, acum. Bernard de Clairvaux, unul dintre mari învățători ai Bisericii Romano-Catolice, spune că trebuie să facem lucrul acesta, dar în primul rând Iisus Hristos spune că trebuie să facem lucrul acesta? Vă rog, nu luați ca un lucru de apucat, că n-am învățat, că nu știu, că am exeme, ca să nu vă arăte Dumnezeu ce înseamnă o exemă la cap într-o zi. Vă rog, nu mai găsiți tot felul de tertipuri. V-am dat ocazia duminică dimineață, v-am dat ocazia duminică după masă, v-am spus că biblic înaintea cinei. Nu mă interesează când înaintea cine o faceți. Că nu te poți spăla cu cineva pe picioare să te împaci, să mă împac eu, să spunem cu fratele X dacă eu aș certa că-l după cină. Legea spune ca să-ți lași darul la altar prima dată. Și apoi să te duci să te împaci cu părâșul tău să vii să-ți iei darul înapoi. Nu te-a pus să cânti, să te rogi, să te împaci cu nu știu cine după cină. Ci înaintea cinei Domnului. Așa a făcut-o Iisus Hristos. Astfel după cină, după cină aceasta. Omenească, că au avut două cine în seara aceea. Vă rog frumos să gândiți logic. Faceți lucrul acesta că e ferice de voi, spune Biblia. Când se dedicau preoții, că m-au întrebat cineva, cum e cu dedicarea preoților în ortodoxie? De ce se botează? Din punct de vedere al Vechiul Testament. În Vechiul Testament niciun preot nu putea să intre în slujbă, ori biserica ortodoxă, cel mai mult se ia după Vechiul Testament. Și îmbrăcămintea preoților, copie de acolo și o grămadă de lucruri care le fac. Și tămâie de acolo și o grămadă. Dar în momentul în care preotul se boteza ca să fie hirotonisit în slujbă, ca să înțelegeți, în Vechiul Testament, și citiți asta, vă rog frumos, acasă, în Exod, capitolul 29. Ei primeau un lighean în Exod, în capitolul 30, vedeați că, deși au fost botezat odată ca să spună, domnule, omul acesta e mântuit, primeau un lighean. De ce primea ligheanul preotul? Ca și idee principală, oameni buni, ce a spus Iisus Hristos lui Petru, tu ai fost spălat odată tot. Dar pe picioarele acestea ale vieții te murdărești de când te-ai pocăit. Și din când în când ai nevoie de spălare, vorbesc spiritual. Că se întâmplă că pe picioare ne mai murdărim, nu-i așa? Ba o minciună astăzi, ba un lucru rău mâine, ba o lăcomie, ba ceva, se mai întâmplă că ne murdărim. Călcăm prin praful lumii acesteia. Când trebuie să faci spălarea picioarelor? Înainte de cină? Da.
De câte ori este nevoie? Te-ai certat cu fratele tău, du-te la lighean cu el. Simți așa o mândrie în tine? În momentul în care ți-ai cumpărat o mașină nouă, ia-ți rapid ligheanul. Nu mai sta pe gânduri. Du-te și vezi pe cine prins pe stradă. Ți-ai luat o haină nouă, stă costumul bine, te umfli puțin în oglindă, rapid la lighean. Că dacă nu, puști, pici, spune Biblia. Simți așa o mândrie puternică în tine, ești cineva, imediat la lighean. Ai greșit față de cineva, imediat la lighean. Te duci acasă cu el. Noi am avut profesori care umbla cu ligheanul în portbagaj. Profesor la facultate. Cum greșea față de cineva, cum hai să spăl picioarele. Ne nivelează în trupul Iisus Hristos. Aici, în momentul în care ajungem la lighean o dată pe lună și ne ducem la ligheanul acesta al lui Iisus Hristos, nu mai există bogați și sărați, fraților, în trupul Iisus Hristos. Nu mai există oameni cu doctorate și oameni fără școală. Nu mai există tineri și bătrâni. Nu mai există romi și români și unguri. Nu mai există nimic decât oameni răscumpărați de Iisus Hristos, slăviți să fie El. Acolo este locul nivelării noastre. Noi suntem frați în trupul lui Iisus Hristos. Niciunul nu e important, niciunul nu e mare. Toți suntem copii răscumpărați al lui Iisus Hristos. Ți-am greșit, te spăl pe picioare. Iartă-mă! Mă prinde mândria, te spăl pe picioare. Iartă-mă! Ce Iisus Hristos nu mie trebuie să mi le spălați. Lor, spălați-vă unii altora picioarele, spune Sfânta Scriptură. Mă gândesc așa la Domnul Iisus. Mare lucru. Mare Dumnezeu avem. Dacă știi, de exemplu, că ești depistat cu o boală și când îți mai spune doctorul că mai ai 7 ore de trăit, ce ai face? 10 ore, o zi de trăit, poftim. 24 de ore de trăit, dacă ți-a spune medicul. Până de seară, gata. Ce ai face? Iisus Hristos știa că mai este puțin de stat în lumea aceasta. Și spune Biblia că s-a dus cu el la lighean. Știa că i-a sosit ceasul. Noi nu știm când i-a sosit ceasul. Poate că de-aia ne comportăm cum ne comportăm. Dar dacă am ști lucrul acesta, oare asta îmi face? Să spălăm pe alții pe picioare? Mă, cât timp mi-a rămas? Câte ore? 10. Hai să spăl frații mei pe picioare. Cât timp trăiesc pe pământul acesta? Aici e vorba de dragostea creștină. Când Iisus Hristos apleacă la picioarele ucenicilor, ne arată cum trebuie să fie dragostea noastră. Și știți cum trebuie să fie dragostea noastră? Necondiționată. În primul rând necondiționată. Și că iubea pe se iubi până unde? Până la capă, spune Biblia. Dar lui sosise ceasul. Primul lucru, în momentul în care avem necazuri, am observat un lucru, în momentul în care ai prima problemă, intervine spiritul de autoconservare noi. Nu mai facem nimic pentru alții. Erau circumstanțe fantastice. În ciuda acestor circumstanțe, Hristos vine și spune, eu vă spăl vouă picioarele. În momentul în care începi să ai o problemă, o scăpare din punct de vedere financiar, ți-au redus salariul sau ai făcut o greșeală, primul lucru care îl faci, nu mai dai bani nicăieri. Poți să moară lângă tine oricine de foame, pentru că tu, spiritul de autoconservare, vine la tine. Dom'le, n-am! În momentul în care te-ai îmbolnăvit sau ai o problemă, nu mai cânt, nu mai fac, nu mai merg la biserică, te doare capul, stai acasă, uite-te la televizor. Avem un necaz în familie, nu mai cântăm. Băgați de seamă că dragostea noastră e condiționată. Și de ce e condiționată? De dacă ne merge bine sau nu. Dacă avem sau nu. Iisus Hristos a spus, nu, mi-a sosit ceasul, hai să vă spăl picioarele. Trebuia să se îngrijească, du-te, vezi de treabă. Admiră stelele, du-te în Ghețiman, stai acolo, odihnește-te. Dacă ți-a sosit ceasul, du-te și bucură-te de ultimele clipe de viață. Lui a sosit ceasul și l-a apucat să spele picioare. Cu toate necazurile pe care le are. Vreau să vă spun un principiu. Când veți avea cele mai mari necazuri, atunci să slujiți. Amin. Când vă vor lipsi cei mai mulți bani, cu puținii pe care mai aveți, să începeți să slujiți, că sunteți puși la încercare, înseamnă. Dumnezeu vrea să vă ridice de acolo. Dragostea noastră trebuie să fie necondiționată. Dragostea noastră trebuie să fie nediscriminatorie. La toți le spălăm picioarele. Iuda era de față, da, era de față. La cine n-a fost, dar la spălare, nesimțire. Pune și el piciorul lighean. Spală-mă și pe mine. Hai, Iuda, să vedem. Să uite Iisus la picioarele lui, praful trădării pe el. Ce nu cunoștea Domnul, ne-a fost Iuda? Păi dai zorneau arginți în buzunar. Păi tine nu te spăl, zice că tu nu mă iubești. Nu faci asta. Până atunci, știi ce a făcut Iisus Hristos? A predicat dragostea pentru dușmani.
A zis, iubiți-i pe ceilalți care vă dușmănesc. Am trebuit să o pun în practică. Ce ai predicat, aia faci. Uite, dușmanul e aici. Pune piciorul și el în ligheană. Spală-l! Dragostea, dacă zice îmbrățișați numai pe ce vă îmbrățișează. Dacă faceți bine numai la cei ce vă fac bine. Ce ați făcut? Ce lucru mare ați făcut? Chiar m-am gândit câți dintre noi am trimis acum de anul nou câte un mesaj cel mai mare dușman pe care l-avem. Cât? Eu, de exemplu, aveam vreo 5. Niciunul nu le-a scris nimic. Dar cum mi-a scris unul, a trimis răspuns înapoi. Aia, să nu oștești. Iubim, frații noștri. Dragostea, știți cum trebuie să fie? Nu numai că faptul că trebuie să facem bine la toți, spune Biblia, numai faptul că trebuie să facem bine în orice moment al vieții noastre și când nu merge bine. Dragostea trebuie să fie persistentă. Zice, Petru, pe mine să nu mă speli. Foarte bine ce ai spus. Atunci nu te spăl. Mă, nu se poate așa. Nu se poate, Petru, zice, hai că te spăl. Există oameni la care, indiferent cât vrei să le faci bine, nu se lasă. Și atunci îți vine ca să zici, eu nu mai zic nimic. De ce credeți că v-am pus eu cu săculețul în fiecare duminică? Pentru că vă garantez că dacă nu-l punem, uitați de ei, câteodată. Duminică de duminică batem la ușa îndurării lui Dumnezeu. Doamne, mântuiește ei, că mulți nu se lasă mântuiți. Mulți nu se lasă iubiți. Exact ca și copiii voștri de acasă, nu-ți se poși, până la 14 ani. Vrei să-l săruți, trebuie să fugi după el prin bucătărie. Să-l prinzi în vreun ungher ca să-l poți săruta. Arici. Așa și Petru, nu vrea. Dragostea trebuie să fie persistentă. Te-o scos pe ușă, intri pe geam. Nu te lasă așa, faci invers. Nu te lași de el până când nu se mântuiește, până când nu poți să-i dăruiești. Nu vrea să-ți accepte ajutorul. Dai peste gard, nu mai știi de la cine. Nu mai scrii numele tău, nimic pe el. Trebuie ca să fii persistent în tot ceea ce faci. Dar m-am gândit că Dumnezeu asta face cu noi și le respinge o lume întreagă pe Dumnezeu, fraților. Tot timpul emite semnale de dragoste pentru o lume întreagă și lumea nu-L iubește pe Dumnezeu. Spune și anul ăsta, și anul ăsta, și anul ăsta și în fiecare zi. Dragostea Lui, dragostea noastră trebuie să fie activă. Numai verbe, spuneam odată, că dragostea nu e substantiv, că e verb. Numai verbe găsiți acolo. S-a ridicat, s-a încins, a luat, a turnat, a spălat. Dragostea nu înseamnă povești, dragostea înseamnă muncă. Mă las pe mine, mă duc acum și fac o grămadă de lucruri bune. Dragostea înseamnă cu totul altceva. O întâmplare adevărată din cel de-al doilea război mondial. Se logodiseră, el a fost luat direct în linia întâi, ea a fost luată ca infermieră într-unul dintre spitalele de lângă Londra. I-a scris în fiecare săptămână, după aceea nu mi-a scris de fel. A simțit că nebunește, trebuia să facă nunta în vară. Deja programase permisia când trebuia ca să facă nuntă și el nu mai scrie de fel. După 2 luni de zile a primit o scrisoare și scrisoarea asta suna cam așa. Această scrisoare nu ți-o mai scriu eu, ci ți-o scrie unul dintre colegii mei de suferință, care este internat în același salon cu mine. Știi că ne-am logodit în toamnă, știi că în vară eram programat să facem nuntă, știi că suntem logodiți și că avem inel amândoi. Eu nu mai am inelul de logodnă, pentru că nu mai am nici mâini. Nu mai am nici picioare. Nu mai am nici ochi. Fără ochi și fără mâini și fără picioare sunt un trup, un trunchi, o bucată de carne. Vreau să te dezleg de legământul pe care l-am făcut. Du-te și găsește-ți fericirea. Nu că nu vreau, nu mai pot. Aceasta e ultima mea scrisoare pe care ți-o scriu. Du-te și Dumnezeu să aibă milă de tine. Când a citit scrisoarea, mai avea 2 ore până când se iasă din tură, a fugit pe ușa spitalului,
s-a urcat în tren, s-a dus până la spitalul unde era într-un pat o bucată de carne, fără mâini, fără picioare și fără ochi, un trunchi. Și a spus, nenorocitule, facem nuntă, cum vii acasă. Pentru că mâinile mele vor fi mâinile tale. Pentru că picioarele mele vor fi picioarele tale. Pentru că ochii mei vor fi ochii tăi. Pentru că te iubesc. Așa ne-a iubit Hristos. Am stat și m-am gândit la lucrul acesta când am citit această, Elizabeth Walden o cheamă pe ea. Și vreau să vă spun un lucru, că m-am gândit că așa suntem noi cu Dumnezeu. Nici ochi, nici mâini, nici picioare. Dacă zici că tu, frate, mai hai să facem ceva ce nu pot, n-are picioare. Hai să dăruim să facem nu știu ce, mulți nu pot. N-au mâini. Alții nu văd necazul, n-au ochi. N-au ochi. Dumnezeu vine și spune, te iubesc. Tu nici n-auzi și surd. Și orb. Și fără picioare, și fără mâini, în loc să te pui pe genunchi, să-ți împreuni mâinile în rugăciune, nimic nu faci. De ani de zile Dumnezeu asta face cu noi, dar zice, nu pot, că m-am logodit în dragoste cu voi. Vă iubesc cu iubire veșnică. Dar mie nu trebuie să-mi dați nimic, zice Domnul. Mie doar trebuie să-mi acceptați dragostea mea. Ce să iau eu de la voi, de la picioarele voastre, de la mâinile voastre, de la ochii voștri? Eu ce sunt Dumnezeu care vă iubesc necondiționat, activ, persistent. Vă iubesc pentru că eu sunt iubire, ce Dumnezeu. El e iubire. No, bun, și atunci ce treabă are cu spălatul picioarelor, cu ligheanul? Asta are! În 2013 trebuie să luați ligheanul ca să fiți fericiți. Și trebuie să demonstrați oamenilor că iubiți. Din toată inima voastră. Să nu mai ratați nicio joie în care avem spălarea picioarelor în biserică. Să vă duceți să veniți la casa lui Dumnezeu și să vă spălați unii altora picioarele. Cum am făcut eu, așa trebuie să faceți și voi, amin, ce Iisus Hristos. Că dacă respingeți spălatul picioarelor, vă rog frumos, respingeți și botezul. Că și pe ăsta, tot la Iisus Hristos l-a făcut. Pentru că nu avea nevoie să-l facă. Avea nevoie să-i spele picioarele la Petru. N-avea. Că zice, voi mă numiți Domnul și învățătorul vostru și bine ziceți că sunt. Nu trebuia să le spele picioarele, după legea de atunci. Botez, spălarea picioarelor, le-a făcut Iisus Hristos. Trei, ce trebuie să mai facem? Ce facem astăzi? Cina Domnului. Botez, spălarea picioarelor și cina Domnului. Hristos zice că a luat pâine. Și nici asta n-a poruncit-o doar fără să o facă. Avea nevoie el să se împărtășească, da sau nu? Nu! Că nimeni nu mănâncă din el. Spune, eu sunt pâinea. Eu sunt vinul. El n-avea nevoie. Era esența lui acolo. Pentru ce s-a împărtășit? Pentru noi, cum am făcut eu, să faceți și voi. Cum am botezat eu, să vă botezați și voi. Cum eu v-am spălat picioarele, să vi le spălați și voi. Cum eu iau cina, să o luați și voi. Simplu. Dacă luăm cartea aceasta, Biblia, ca și autoritate finală în viața noastră, dacă luăm tradițiile noastre, dacă luăm cum am învățat noi, de la bătrânii noștri, de la Gerula, la deceneu, spune că a luat pâine, a luat vin, a frânt pâinea, a dat-o ucenicilor, a binecuvântat vinul, l-a dat ucenicilor, bestos din el, să faceți lucrul acesta, spune Iisus Hristos, spre pomenirea mea, slăvit să fie el. Îl pomenim pe el aici. Pomenim o biserică, o tradiție, nu pomenim nu știu ce lucruri, pomenim pe Iisus Hristos între noi. Nu vreau să știu, zice Pavel, nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe el răstignit. Nu vreau să știu că sunt certuri, că mi-a spus Acloie despre voi, chiar v-a certat, chiar o zis nu știu cine ceva, chiar v-ați împărțit. Toate aceste lucruri, dacă băgați de seamă, nu mai vorbesc de botez. Atâta ceartă pentru ele. Când trebuie făcut? Ca și copil mic, ca și matur. Dacă trebuie cu apă sau cu ce să fie? Dacă trebuie cu stropire sau trebuie cu scufundare totală? Dacă trebuie să fie făcut în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, dacă în numele lui Iisus Hristos? Iar ne rebotezăm, suntem mai mult în apă decât pe uscat. Atâta ceartă pentru botezul acesta. Orice lucru ce vrea să-l facă Dumnezeu trebuie să-l interpretăm într-o sută de feluri. Numai nu vrem să mergem la Biblie.
Vedem spălarea picioarelor. Că trebuie făcută, că nu trebuie făcută. Că a fost doar o pildă, că a fost doar ceva. Aveți grijă cu asta, că e foarte periculos. În momentul în care interpretați voi Biblia după cum credeți. Biblia trebuie interpretată literal. Amin. Veți întreba, păi cum scrie acolo, că dacă degetul te face sau mâna, tai-o. Exact așa. Nu reușești, tai-o. Dacă n-ai reușit să stai cablu înainte, că puteai tăia un cablu. Nu? Scoateți un ochi dacă nu poți scate cablu de acasă. Scoateți-i pe mândoi. Aici sunt trei teorii iar cu privire la cină. Biserica Romano-Catolică zice teoria transubstanțierii, știți cu toții. Aici, de exemplu, pâinea asta se transformă direct în Hristos, vinul se transformă în sângele Iisus Hristos, jertfa lui Iisus Hristos se repetă în dimineața aceasta încoate, ca să înțelegeți, băbește, acum nu mai vorbim termeni teologici, cine mănâncă de aici, mănâncă direct din Hristos, cine bea de aici, bea de din Iisus Hristos. Asta e poziția transubstanțierii. A doua poziție este poziția consubstanțierii, folosită de către Biserica Ortodoxă și spune, pâinea rămâne pâine, dar conține în ea trupul Iisus Hristos din punct de vedere spiritual, vinul rămâne vin, dar conține în el sângele lui Iisus Hristos din punct de vedere al lucrării. Și există poziția protestantă, poziția bisericilor pentecostale, baptiste din România, totul este doar o amintire. Aici nu este niciun conținut, eu nu cred poziția asta. Nu cred poziția asta că nu e biblică. Adică vin acum, ce să-mi aduc aminte, de ce comemorați, nu mă ajută cu nimic. Dacă mi-aduc aminte, de exemplu, de tatăl meu, acum cu ce mă ajută amintirea morții și vieții tatălui meu? Nu mă ajută exact cu nimic, teoretic. Iubiților, aici este ceva mai mult. Aici este, v-am spus că personal, ca și păstor la vostru, eu cred teoria consubstanțierii și cred că pâinea aceasta rămâne pâine, 100% pâine, dar în ea este cuprins trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Cred că sângele, că vinul rămâne vin, nu se schimbă, Hristos a murit o singură dată pentru noi, dar aici este conținut sângele Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că eu am cunoscut oameni care atunci când s-au împărtășit au fost botezați cu Duhul Sfânt. Oameni care atunci când s-au împărtășit au fost vindecați. Oameni care atunci când s-au împărtășit au avut o prezență puternică al Lui Dumnezeu lângă ei, nu putea doar o amintire. O amintire nu-ți poate face bine. Umbra nu poate să-ți facă nimic, nici bine, nici rău. Înseamnă că e ceva mai mult aici decât asta. Înseamnă că e Hristos prezent, slăvit să fie El. Toate aceste lucruri au despărțit biserica. Și botezul, și spălarea picioarelor, și cina Domnului. Dacă luăm Biblia ca și autoritate ultimă, vreau să vă spun că e simplu. Tot e foarte simplu. Dumnezeu lucrează. O să vă spun de ce, și închei în dimineața aceasta, de ce cred eu că e mai mult decât cină aici. Pentru că pentru tine poate să fie doar o cină. O cină. Pentru tine poate să fie ceva cu care te-ai obișnuit. Pâine, vin, nici nu simți nimic. Gata, azimă. Dar e mai mult decât atât. Dacă este ceva de pierdut și nu ești atent, tu ești acel care pierzi. Nu biserica pierde. Sunt oameni care abia așteaptă cina Domnului. Sunt oameni care nu uită, pentru că e cea mai mare sărbătoare a bisericii. Mi-am adus aminte că în urmă cu vreo 10-12 ani, sau nu mai știu cât a fost atunci, poate sunt și 14 ani atunci, m-am dus la spital la unul dintre frații noștri. Era pe moarte. Mi-a spus medicul, zice, nu-i găsim niciun fel de boală. Dar moare. Dacă moare. Nu știu, ne dăm seama, zice, totul se distruge în el. Deci e setat să se autodistrugă. Totul moare în el. Totul moare. Primul lucru la care m-am dus și am stat de vorbă, că nu-l cunoșteam decât puțin, i-am spus în felul următor. De câtă vreme nu te-ai împărtășit, frate? Și mi-a spus așa, frate, de 21 de ani. De 21 de ani, zice. În urmă cu 21 de ani am făcut un păcat, de atunci sunt tot păcătos. Și n-am vrut să mă apropiu de trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și câtă vreme zic că ai fost pocăit cum ai crezut tu? Un an. Zic că te uite de la mine, hai să nu fim ridicoli. Tu chiar ai crezut că ai fost pocăit în anul ăla? Crezi că Iisus Hristos, zic, te poate ierta? Nu știu, frate. Acum 21 de ani să stai cu povara în spate. De câtă vreme n-ai mâncat? De 2 săptămâni n-am pus nimic în gură, dar nimic, zice, numai perfuzii. De 2 săptămâni de zile nici măcar o gură de apă. Zic, uite cum fac. Hai să ne rugăm acum și sunt convins că vei primi eliberare și că Dumnezeu te va ierta. Deci hai să ne rugăm. Mija în ochii lui speranță. Ne-am pus pe genunchi în salon și m-am început să mă rog pentru el. S-a rugat și el și a început să-i curgă lacrimile.
curgeau tot mai multe. Și zice, frate, să știi că am simțit ce n-am simțit de 21 de ani, că Dumnezeu, Dumnezeu m-a iertat. În clipa aceea, Duhul Dumnezeu mi-a spus, tu du-te acum din spital, repede, într-o viteză mare m-am dus la una dintre surorile noastre din biserică și am spus, acum să-mi faci cocă, acum să-mi faci pâine. Vreau să împărtășesc un om. Repede am luat vin într-o sticluță, mi-a făcut o bucățică de azimă și hai la el la spital. El a crezut că am plecat de tot. A venit înapoi și am spus, frate, vreau să te împărtășești. 21 de ani departe de Dumnezeu. Pe moarte, de 2 săptămâni de zile, nu mâncase nimic, nu băuse nimic, doar în perfuzie. I-am pus pâinea aceea în gură, nu putea înghiți. I-am dat vinul. Vreau să vă spun în fața noastră, cu mâna sus înaintea lui Dumnezeu, a fost prima mâncare care a mâncat-o după 2 săptămâni de zile. După 3 zile a fost externat din spital sănătos. Trăiește și astăzi. Și îl făcea să moară. Ce l-a făcut să trăiască? Să nu cumva să credeți că e ceva aici ușor de luat. Nu. Aici e Dumnezeu. Aici e Iisus Hristos. Tot e practic. Botezul, aici e baptistierul. Trebuie făcut când nu înțelegi. Spălarea picioarelor, un lighean de plastic ieftin, vă cumpăr eu dacă n-aveți. La fiecare vreau să aveți în portbagajul mașinii. Că mulți dintre voi aveți doar Biblia pe bord, nu-i citită. Mai bine un lighean. Trebuie să ne spălăm picioarele unii altora, că asta a spus-o Iisus Hristos. Indiferent ce spune alții. Amin. Indiferent cât e de greu. Dumnezeu să-l ierte pe fratele Varga, că avea numărul 46-47 la pantof. Tot eu l-am spălat ani de zile. Aproape că mă rugam ca Dumnezeu să-mi dea unul cu număr mai mic. Nu ușor. De multe ori trebuie să te pleci. Eu, tu! Pentru că să nu uiți că Hristos, Domnul nostru, spală ție picioarele în fiecare zi. Slăvit să fie El! În fiecare zi te murdărești de praful lumii. Și în fiecare zi Domnul se apleacă cu dragoste la picioarele tale, ale vânzării. Să nu uiți că trebuie ca să iei cina Domnului. Ești păcătoasă și păcătos. Nu e o veste nouă. Știm asta. Știe și Dumnezeu. Dar e vremea să spui, Doamne, Tu mă poți în dimineața aceasta binecuvânta cu harul de a putea merge mai departe. Venim și ne mărturisim păcatul, luăm cina, plecăm mai departe din locul acesta. Înviorați, puternici. Am învățat în dimineața asta de la Maestru. De la El am învățat, slăvit să fie El. Botez, spălarea picioarelor și cină. Simplu ca Biblia. Dumnezeu să ne ajute să le punem în practică. Amin. Ne ridicăm în picioare și înainte de a intra în rugăciune, aș vrea să cântăm o cântare care spune, Doamne, vrem ca să se facă voia Ta în viața noastră. Și Doamne, dacă voia Ta e botezul, fac, Doamne! Dacă voia Ta e spălarea picioarelor, o fac, Doamne, pentru că îmi iubesc pe frații mei. Dacă voia Ta, Doamne Dumnezeule, este ca să iau cina, o iau, Doamne, și ajută-mă ca de cele 13 ori când vom fi aici, în biserică, Doamne, de 13 ori luăm cina într-un an, că luăm și la Paște, în Joia Mare. Să fiu, Doamne, de fiecare dată prezent. Prezent aici, Doamne, ține-mă în viață. Și dacă, Doamne Dumnezeule, va trebui să mă ridici la cer, ajută-mă ca să mă împărtășesc acolo din pomul vieții împreună cu Avram, Isaac, cu Iacov, să beau din apa acelui izvor minunat care curge din tronul divin. Doamne, ajută-mă ca în dimineața aceasta să mă pun cu totul totului la dispoziția Ta. Cântăm această cântare și apoi ne pregătim pentru cina Domnului. Amin. Voia Ta, Doamne-n veci.
tot ce-i bun. Căci voia ta e tot ce-i bun și azi și mâine și în viață. Ajută-mă să mă supun, să pot să-ți fi oricând. Nu lumii să-i fii pe plac. Fratele prezbiter Petrică Ghiulai, prin fratele Călin Lucaciu, ne rugăm pentru pâine și pentru vin și după aceea vom face o rugăciune cu toții. Intrăm în serviciu de cină a Domnului, cerând binecuvântarea Domnului peste serviciu din această zi. Eventual să pornești microfonul, dacă ne porni Petrică, să vezi pe butonul acela roșu de acolo și ne rugăm Domnului prin cei doi frații noștri, apoi vom face și o rugăciune împreună, Domnul să binecuvânteze închinarea noastră. Binecuvântat să fie numele Tău, Stăpânul nostru care ești în ceruri, pentru că am înțeles în această dimineață cât ești Tu de bun față de noi, față de toți păcătoșii, cât este de mare dragostea și îndurarea Ta pentru noi și în aceasta ne-ai cuprins pe fiecare dintre noi. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai cuprins în dragostea Ta. Mulțumim că jertfa Ta a fost îndestul pentru iertarea fiecăruia. Fiecare care a venit cu credință înaintea Ta, Tu i-ai dăruit iertare de plină în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne ca să putem să răspândim și noi dragostea Ta. Amin. Împrejurul nostru. Ajută-ne, Doamne, să putem face voia Ta în viața noastră. Și voia Ta este ca în această dimineață să ne împărtășim cu trupul și sângele Tău. Mulțumim pentru aceasta și Te binecuvântăm pe Tine. Doamne, fă ca voia Ta să se înțeleagă și joia înainte de cină și cât mai mulți frați, cât mai multe surori să înțeleagă că voia Ta este să ne spălăm picioarele unii altora. Amin, Doamne, într-o stare de smerenie, să ne plecăm la fratele nostru, dăruindu-i iertare, pentru că și mai înainte noi am fost iertați de Tine. Pe când nu meritam, Tu ne-ai iertat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Doamne, în această dimineață Te rugăm să binecuvântezi pâinea care reprezintă trupul Tău care s-a frânt pentru noi. Doamne, toți cei care se vor împărtăși în această dimineață cu trupul Tău, Te rog să le dai putere să meargă mai înainte pe calea credinței,
să meargă plin de putere, să meargă plin de pace și plin de bucurie, pentru că la capătul căii ne aștepți Tu ca să ne dai răsplata pentru toată osteneala, să ne dai răsplata pentru toată voia pe care am făcut-o, voia Ta în viața noastră. Doamne, și îți binecuvântăm numele pentru că ne asculți, îți binecuvântăm puterea Ta sfântă de Dumnezeu. Te rugăm, rămâi în continuare Domnul și Mântuitorul Amin. Nostru și Tu să lucrezi și prin această cină în inimile și în viețile noastre și îți mulțumim că ne asculți în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Au trecut ani, Doamne, de când Te-am întâlnit prima dată, când Ne-ai apărut printre ramuri de măslini, intrând în Ierusalim, ovaționat de către oameni, ca după aceea să poți să urci cu multă îndrăzneală dealul Golgotei, știind ce Te așteaptă acolo. Au trecut câteva zile de când am sărbătorit momentul în care Tu ai venit în această lume, când îngerii au cântat, păstorii s-au bucurat și lumea întreagă s-a frământat de acest mare eveniment care s-a petrecut în istoria omenirii. Au trecut ani și dacă într-o lume urâtă, într-o lume murdară, cei mari nu se apleacă niciodată la nivelul celor mici, copiii celor puternici nu se joacă cu copiii celor săraci, într-o zi Ioan, fiul marelui preot în pustie, avea să spună despre fiul dulgherului din Nazaret, iată fiul lui Dumnezeu, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și Dumnezeu, ca să arate că este Tatăl tău, din ceruri a vorbit poporului spunând: acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Te-au ascultat, Doamne, ucenicii 3 ani și jumătate când le-ai purtat de grijă. A venit vremea sărbătorii în care să comemorați ieșirea din Egipt și v-ați apropiat la masă, știind ce Te așteaptă. Doamne, le-ai spus ucenicilor că unul dintre ei Te va vinde. Au rămas frământați, pentru că mereu le-ai spus că va veni o zi în care Te vei depărta de ei, vei merge să le pregătești un loc acolo unde ești Tu să fie și cei care Te-au urmat. Și stânjeniți oarecum au stat la masă împreună cu Tine. Apoi le-ai spus, Doamne, că le pregătești trupul Tău și sângele Tău ca să se împărtășească, să-L mănânce. Și foarte mulți Te-au părăsit. I-ai întrebat pe ucenici, pe cei 11 rămași, voi nu vă duceți? Și ucenicii au spus, nu, Doamne. Apoi, Iisuse dragă, ai stat cu ei la masă, ți-ai exprimat dorința, spunând, ai dorit mult ca să Te împărtășești, să mănânci pâinea și să bei paharul. Și ne-ai lăsat ca și poruncă nouă să facem lucrul acesta spre pomenirea Ta. Doamne, în această dimineață, cu o reverență deosebită, venim să-Ți mulțumim pentru că ne-ai chemat la cina Ta. Doamne, am vrea să-Ți mulțumim ca asemeni ucenicilor de odinioară, când după ce s-au împărtășit, au fost plini de bucurie, Doamne, și teama și nesiguranța au dispărut, tot la fel și în această dimineață, după împărtășirea cu sângele Tău, Doamne, vom putea găsi eliberarea. Doamne, Te slăvim pentru jertfa minunată care ai adus-o pentru noi, pentru mine personal, Doamne, pentru iertarea păcatelor mele. Te preaslăvesc, Dumnezeule, Te preamăresc ca totputernicule și sunt îndatorat de faptul, Doamne, că mă faci frate cu acești frați iubiți, Doamne, și frate în Tine. Ne-ai dat o familie, ne-ai dat o speranță, ne-ai croit un viitor și o nădejde, Doamne, și îți mulțumim că aceste lucruri încep de la masa Ta. Doamne, binecuvintează-ne! Binecuvintează-ne să ne putem împărtăși cu trupul Tău și cu sângele Tău. Și apoi, după bunăvoința Ta, Doamne, binecuvintează-ne cu o sănătate spirituală permanentă. Mulțumim că Te-ai jertfit pentru noi. Credem că Ești aici, Doamne, în pâine și în vin.
Și credem că prin atingerea lor, Doamne, trupurile noastre și sufletele noastre slăbite vor primi putere în Tine, Doamne, ca să putem să Te slujim pe Tine. Dă putere robilor Tăi în acest sens. Și fie binecuvântarea și slava și cinstea și onoarea adusă în numelui Tău în veci de veci, Hristoase, Dumnezeule, Miel Preasfânt. Amin. Ne vom ruga cu toți în timp ce se va frânge pâinea împreună cu slujitorii bisericii. La sfârșit, cei care nu se vor împărtăși, care n-au un botez la maturitate și care sunt puși sub disciplină, poate într-o biserică locală, ceilalți se pot împărtăși toți, vor rămâne în picioare sau pe genunchi. Cei care nu se împărtășesc vor ocupa locurile pe bănci după rugăciune. Vreau din toată inima ca Dumnezeu să lucreze și să putem să facem lucrarea aceasta cu bucurie și cu binecuvântare. Veți lua pâinea și veți aștepta până când vi se va spune și o luăm toți odată și paharul toți îl luăm odată. Și haidem din toată inima să ne rugăm, Domnule, amin. Prima cină din acest an, luați bucata de pâine, o țineți în palmă, veți simți căldura mâinii lui Iisus Hristos în mâna voastră, veți vedea ce poate face Dumnezeu cu un om hotărât în dimineața asta. Hotărâți-vă să luați cina în fiecare duminică de cină, hotărâți-vă să trăiți frumos, hotărâți-vă să vă luptați, hotărâți-vă să rămâneți lângă Domnul.
Ce valuri de îndurare cur din crucea lui Iisus. O, ce jertfă și afrânt-o, v-a dat ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se varsă pentru, care se frânge pentru voi, pentru iertarea păcatelor, luați, mâncați.
Mulțumim, Doamne, pentru trupul Tău, sângele Domnului Iisus Hristos. Răstignit și cu ele-mi spun ce mare ți-a fost iubirea, cu nuna de spin îmi spune și ea ce mare ți-a fost iubirea. Când cer și stele vor pieri, semnele vor dăinui și pe veci-mi vor șopti. Cât m-ai iubit, Doamne, cât m-ai iubit, de aceea spune-ți când te laud. De aceea vreau să-ți spun în veci inima, în veci dragostea, iubirea.
Tot astfel, după cină, Iisus Hristos a luat pahar, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor zicând, bestos din el, acesta este sângele legământului cel nou care se varsă pentru mulți iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea cu voi din acest vin până când îl voi bea nou în împărăția Tatălui meu. Și așteptăm, Doamne, ziua aceea. Până atunci îl bem aici, vechi, dar în amintirea Ta, cu Tine de față. Beți toți din el. Amin. Haideți să-i spunem Domnului în această dimineață într-o cântare. La cruce de la Golgota, Doamne, vin să îngenunchez cu jertfa Ta. Vreau din toată inima să cântăm cântarea aceasta și să nu uitați că în această dimineață sunteți aici pentru că aveți nevoie de Harul Lui. Avem nevoie de Harul Lui și ne l-a dat și în dimineața aceasta, slăvit să fie El în veci. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Haideți din toată inima să mulțumim Domnului în dimineața aceasta, să-i mulțumim pentru că a fost bun cu noi, să-L binecuvântăm, să-L rugăm să fie cu noi și după masă, să spunem Domnului, Doamne, mulțumim! Haideți în 30 de secunde, dar cu toată puterea, Doamne, mulțumim pentru dimineața aceasta, haideți! Mulțumim pentru dimineața aceasta! Și împreună să zicem și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi. Reocupați locurile, mâna unei altora, o binecuvântare sfântă. Ne vedem după masă la orele 18 la botez. Candidații de botez împreună cu slujitorii bisericii vor fi la ora 16, maxim la 16 și un sfert aici, pentru că noi mai avem o grămadă de treabă împreună. Vă așteptăm să fiți și de seară împreună cu noi, primul botez al acestui an. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să aveți drum bun spre casă, să ferească Dumnezeu de rău, să ne putem vedea cu sănătate, cu binecuvântare și cu bucurie. Mulțumim tuturor slujitorilor din această dimineață, celor ce au slujit în mod special, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să aveți grijă cum plecați din parcare, să aveți o zi frumoasă și binecuvântată.